Vorbim în continuare tot despre primul termen de apel în dosarul fraudă la referendum care îl are în prim plan pe Liviu Dragnea. Înțelegem în urmă cu câteva momente că acest prim termen în apel a fost amânat. Avocații inculpaților au depus 10 cereri de amânare. La acest termen, completul este format din 5 magistrați și noutatea este că șefa completului de judecată este nimeni alta decât președintele înaltei curți, Livia Stanciu. Și alte noutăți de acolo ne spun că la următorul termen vor fi audieri, inclusiv Liviu Dragnea va fi audiat la cererea lui, audiat din nou așadar în acest proces. Colega mea, Andreea Georgescu, ne spune mai multe, a urmărit tot ce se întâmplă acolo. Andreea, te ascultăm! Bun găsit din nou, s-a acordat deja următorul termen de judecată în dosarul referendumului. În faza finală, cea a apelului, 23 noiembrie este data la care Liviu Dragnea va veni din nou aici la Instanța Supremă. A anunțat deja că la acel termen este dispus să dea o nouă declarație, de data aceasta în fața completului format din 5 judecători, condus de președintele Instanței Supreme, Livia Stanciu. În apărarea sa, încearcă Liviu Dragnea să obțină o achitare, deoarece a susținut pe parcursul anchetei penale din acest dosar și pe parcursul primei faze a procesului că este nevinovat, motiv pentru care a atacat decizia primei instanțe, acea condamnare la un an de închisoare cu suspendare decisă de secția penală a Instanței Supreme. Așteptăm din moment în moment ca Liviu Dragnea să iasă din sediul Instanței Supreme. Spuneam că s-a amânat deja acest proces. Motivul au fost cel puțin 10 cereri de amânare depuse de alți inculpați din acest dosar, care fie au cerut timp pentru a-și pregăti apărarea, pentru că abia își angajaseră avocat, fie nu își angajaseră încă un avocat ales și au cerut timp pentru a face acest lucru și pentru a se putea apăra temeinic. Așadar, o amânare de 2 luni le-a pus în vedere președintele completului de judecată tuturor inculpaților să își angajeze din timp avocat, să depună din timp orice solicitări ar avea de probe sau de martori în apărarea lor la dosar, pentru a putea fi studiate atât de către cei 5 membri ai completului de judecată, cât și de reprezentantul Direcției Naționale Anticorupție sau de ceilalți avocați din acest dosar. Spuneam că Liviu Dragnea și-a exprimat intenția de a da o nouă declarație în dosar. Au fost puțini ceilalți inculpați care au spus că vor să dea noi declarații. Vă reamintesc, sunt aproape 30 de persoane condamnate alături de Liviu Dragnea în primă instanță. Cele mai multe dintre ele au pedepse cu suspendare, le-au contestat. Contestații există și din partea Direcției Naționale Anticorupție, care vrea pedepse mai mari pentru cei care au primit închisoare cu suspendare în primă instanță. Acele pedepse au fost calificate drept simbolice, inclusiv în cazul lui Liviu Dragnea. Au cerut de asemenea condamnarea celor mai bine de 40 de persoane care au primit o decizie de achitare din partea primului complet, format din 3 judecători ai secției penale de la Instanța Supremă, care a analizat dosarul referendumului începând cu anul 2013, cu finalul anului 2013, atunci când acest caz a ajuns trimis în judecată la Curtea Supremă și până în primăvara acestui an, atunci când a fost pronunțată prima decizie în cazul care se referă la fraudarea votului la referendumul din vara anului 2012 pentru demiterea lui Traian Băsescu. Iată, Liviu Dragnea.